Astăzi suntem tot mai aproape de a bate recordul 128-195 total rating la draft în FIFA 23. Dacă vă place această serie, nu uitați să dați subscribe, să ne strângem mulți like și share și comment și de toate. Intrăm în primul draft din acest episod, care sperăm să fie decisivul, să fie acela unde vom putea atinge recordul de 128 overall rating. Din păcate formațiile sunt slabe, luăm un 4-1-4-1, să vedem ce iese. Capitanul, bineînțeles că nu-mi dă să intre în echipă, dar trebuie să le iau pe Eto, că e prea high rated să nu vină. Și atacantul, vine Alvarez 97 și Forlan, care e footies the premium, dar trebuie să le iau pe Alvarez, că e mai high rated. CDM-ul, Casemiro 94, este ce trebuie și se conturează. Bineînțeles că un draft de Premier League, Park, trebuie să-l iau pe Park aici, chiar dacă are variantă mai mare. Nu mă pot risca aici, din păcate e slab, vine Verratti. Și hai să vedem, left midfielder-ul, nu, să nu, Damsgaard. Aia e, acum n-avem ce face, între L, M și R, M mai bun și e greu de prins și L, B, e slab. Hai să vedem, poate, deși cu echipa asta, că vin mai jucători de ăștia, n-am nicio șansă. Vai de mine, Eder Militao și un Carvajal 96 aici ar salva situația. Dar de une, că vine cu un D, nu mă ajută, Dalot trebuie să fie. Aia e, ne trebuie mulți jucători, hai măcar cu un portar. Vai de capul meu, bă, nimic nu dă, mă. Hai, Șceșnic, oricum nu intră niciunul. Dumnezeule, nu-i de bine. Rashford, 95. E bine ca rating, dar trebuie jucător să-mi intre în primul 11. Hai mă, dăm ceva. Trebuie să-l iau pe Koulibaly sau pe Meslier, mai bine. Să am portarul asigurat. Chiar dacă era acolo Hulit, care mă putea ajuta. Tonali, vine și el în loc de Verratti, un pic mai high rated. Oricum nu mă ajută. Când trebuie ceva mai mare, Benzema, 97. Estupinian, trebuie aici să vină Karim the Dream. Hai cu RM. RM sau LM? Hai. Ok, RM vine. Vine Llorente, care trebuie să intre, pentru că altfel nu putem face chem. Este oricum și cu el e greu să facem, că este din La Liga. Vine Pedri. Ok, și Pedri s-ar putea să mă lege bine. Ești plus 5. Perfect. Mai trebuie numai ăștia din La Liga. Doi jucători de La Liga. Greu, dar poate cu puțin noroc, poate rezolvăm un pic chemistry-ul. Corona, Bergkamp, hai că luăm pe Corona aici. Hai mă, cu ceva mare, să-mi intre în echipă. Cole, Pires. Bine cu Pires. Dar cred că îmi scade pe aia de Premier League, dacă le iau. Și așa mai bine le iau pe Cole, că știu că măcar nu-mi scade cu el. Ratingul e ok, 92 și avem pe banc. Ne trebuie doar chemistry acum. Hai mă, nu urcă 93 rating, nu e 93 încă. No, hai, RB acum, dar e greu să pice. Maldo de Sai. Grimaldo ăsta nu mă ajută niciunul. De Sai 92 atunci. Hai să vedem cu locul lui Stones. E ok, a mai crescut un pic. Hai mă, nu-i 93 nici acum, 93 rating. Trebuie aici un Carvajal RB. Te rog, dă-mi un Carvajal RB. Nu vine, vine Miranda. Ok, vine Miranda, left back, vine Balak, right back, Vidic și el. Trebuie, hai cu Miranda, trebuie să mă ajute, ești minus 1. Pierd la cine? A, pierd de el, ok, și cu un antrenor de La Liga avem full. Ok, trebuie antrenorul ăla de La Liga să vină, că altfel... nașpa dacă nu vine. Hai mă, nu se face mai mare un pic? Hai, 93 rating, te rog, 93 rating, antrenor de La Liga și suntem full chemistry. Nu cred că n-a venit, că nebunesc. Ba, vine. Da, mă, full chemistry. Quique Flores ăsta. Ne ducem full chemistry la draft. 126 primul draft. Nu am început un episod așa bine de mult timp. Deci, poate, v-am zis, ăsta poate fi momentul de 128 ăla, dacă nu și mai mult. Intrăm în al doilea draft. Ne sperăm o formație mai bună. 4-3-3. Atac este formația aleasă. Și să înceapă nebunia cu Ronaldinho 95, capitan, striker. Aoleu, am urcat pe striker, mâncavaș.
Hai cu echitichea asta. Nu pot să cred că m-au pe striker. Totuși right winger-ul să fie mai bun. O, Thierry Henry 98. O ducem bine. Camu Petit 95. Mamă, se conturează draftul ăla, mă. Hai că ăsta-i Gendouzi, vine și el. Francezi, haide. Și aici cine mai high rate? Marchisio 98. Stăm full chemistry, trebuie să luăm. E bine, bine până acum. Hai cu RB. Traore. Carvajal nu care carduri mai bune. Ar mai fi Florenzi, ia cu Marchisio. Da, trebuie Florenzi. Și aici Diaz, Ruben Diaz, bine. Și hai cu Premier League-ul și aici. Ce Premier League? Premier League. Badia Shil, perfect. LB de Premier League, Robertson sau Zinchenko. Klosterman, e și el, dar e și Zinci. Hai cu Zinchenko și portar Ederson în poartă, ar fi bine. Nu vine, ok. Lafont nu stă în full. Da, îl vom lua pe Lafont. Ok, nu stăm rău cu chemistry-ul. Ne mai trebuie un pic la Ruben Diaz și la Zinchenko și e bine în rest. Un RB de Premier League ar fi Grealish 96, Dumnezeule, cine e ăsta? Și ne ducem full Grealish aproape. Florenzi și Zinchenko, un RB de Premier League și suntem bine. Hai să dăm Pires, Butland. Îl vom lua pe Butland în caz că ne trebuie portate Premier League. Hai că poate fi ăsta draftul. Atacant totuși mi-ar plăcea să am. Hai, dă-mi un striker, sâtă, dă-mi un sâtă să-l bag. Schweinsteiger, 97, nu intră în echipă, dar Van Basten e ce trebuie aici. Pierde minus 2 la cine? Gendouzi și la Lafont, dar cu Butland în poartă, suntem în 30. Ok, trebuie să schimbăm pe ăștia doi cu de Premier League și suntem setați înspre 128-ul. Ok, aici nimica. Nu-i nimic. Hai că mai putem prinde jucător mișto. Insigne 95. Oh my god, 94 rating. Aici mai vine încă un 94 Mukhtar. Mamă, dă-mi un CM, mangi, dacă îmi dai un CM, să mor eu. Odegaard, perfect. Intră aici, plus 2 și ne mai trebuie doar la Florenzi. Trebuie să înlocuim pe Florenzi și suntem Fred 96. Oh, la Benacer, bă. Bă, micule. Nu stăm full Benacer dacă le iau. Trebuie Fred aici, hai cu Fred. Minus 1, dar e bine, e 96. Hai, 95 rating. Nu e 95 rating încă. Mamă, deci dacă îmi dă un RB de Premier League. Hai, mă, dăm RB de Premier League. Nu. Înnebunesc dacă nu-mi dă. Prin Pong intră și el pe bancă. Nu-i 95. Hai, RB de Premier League. Oh, m-a omorât la RB. Nu cred. Fai de mine. Și portarul Casillas vine și el. Cabrera, luăm pe Casillas. E 94 rating. Mamă, nu crește la 95 rating. Nu vrea. Pierde minus 1 la Zinchenko. Nici așa nu-i 95 rating. Nu-i 95 rating. Oh, bă, și n-am RB. Frate, m-a omorât la RB. Nu cred că m-a omorât la RB. Bă, ce draft mișto. Cum să mă omoare la RB? N-am pe cine băga. N-am cum să-i fac la Florenzi full. Aia e. Bă. Hai că încercăm, dar nu cred. Fai de capul meu. Oricum și ăsta, da, dar încă un 126, dar data 94 rating. Dacă aveam, bă, deci un... M-am un Alexander Aldor Arnold 90 acolo, sau un Trippier 92, eram în 128 ăla. Bă, deci dacă mi-l dădea, era incredibil. În fine, hai cu draftul al treilea. V-am zis că episodul ăsta e forță până acum și vine și draftul 3. Draftul 3 trebuie să vină cu o formație să ne ducă înspre victorie. 4-4-1-1. Poate de data asta nu începem prea bine. Un Ginola 89 acolo. Mergem pe striker, care e important. Papin, nu știu cum se pronunță. CF-ul
Vine Eric Cantona, francezii până acum, vin francezii, CM-ul, le-au pe Park, Park îmi stă și el în full, hai cu RM-ul, hai cu ceva bun aici, nu mă lăsa, Salah 91 e alegerea bună, CM, ce oameni, hai la Lana, nu mă omor la râb, dăm Premier League, ok, vine Roussillon. Totuși, Premier League ar fi Walker. Roussillon ăsta... cam greu cu el. Hai, Walker. Nu pot, nu mă pot risca. Ca și ăla, mamă, Becker. Venea Becker, frate. Dacă îl luam, hai, dăm aici. Diego Carlos, n-aș vrea să-l iau. Că mai are 96, dar n-am ce face. Trebuie să-l iau. Hai, RB, cap de via. 95, bine. Și aici unul de Premier League, un portar Premier League, vai de capul meu, să ies chiar cu greșeală că nu l-am luat pe Roussillon. Nu mă lăsa fără portar, dăm ceva. Fai, mă omor, nu cred. Mama mia. Hai Donnarumma. 30. Ui, că m-a omorât aici la portar. Ai de capul meu. Hai să de un pic să ne mai concentrăm. Atal. Ar putea intra Eusebio, nu mă ajută. Hai cu Atal. În caz că ne mutăm un pic pe Liga. Vine Eto, Firpo în stânga. Da, hai cu Eto. Mamă, m-am cam blocat aici un pic. Nu prea-mi place ce se întâmplă. Jul. Cu un D93 francez. Plus 1, îmi stă în full. Și mai trebuie la Donnarumma și la Salah. Ok. 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 M-am omorât și aici. Poate cu el. Na, nu mă ajută nici Jota. Hai, nu mă strica acum la final. Mamă, Lemar. Pierdem cu el. Hai ratingul. Hai cu ratingul 92. 92. Striker, ultimul... Posibil vine Karim. Mamă, cum a intrat Karim ăsta, cred că e minus 2 cu el. Dar e bine pentru rating. Un CM de... mi-ar plăcea un CM bun. Ruben Neves vine și stă în full. E și Bruno Guimaraș, dar trebuie să-l iau pe Neves. Pierdem 3 din păcate. Nu m-am gândit. Hai, dăm totuși am încă un CM de Premier League. Nu mă lăsa. M-a lăsat fără, bă. Ba, pe greșeala mea am pierdut. Mamă, mică. Mămicule, pe greșeala mea am pierdut, vine Klaus, De Ligt, Saliba. Hai, nu pot, trebuie să mă duc pe full cam, că altfel... Minus 1. Cu el acolo, dar cu un antrenor de Premier League, dacă bag pe ăla, o să intre. Vine Stones. Ok, cine n-are full? N-are Salah full și Donnarumma. Da, m-am stricat eu pe draftul ăsta, pe prea multe ligi m-am dus. 31, 31, 31, 31. Da, nașpa, hai cu francezul. Of, da, stricat eu draftul ăsta, hai cu următorul. Capitanul din draftul cu numărul 4 nu este extraordinar. Îl luăm pe Donovan. Mergem pe striker. Alvarez 97 e bine. Hai, se pare că iar ne mergem pe Premier League un pic. Oricum cam toate drafturile sunt pe Premier League aici. Ai Vlașici, deși CFA mai primim, sigur. Ar trebui. Hulit 94. Hai cu un Freddy Ljungberg aici, mi-ar plăcea să văd. Și un Martinelli e bun. N-avem ce spune, m-am dus pe CB din greșeală, am dus pe CM. Cooper. Hai, dăm ceva mare. Hai cu KDB, mă. Dar nu KDB-ul ăsta, dar n-am ce face, trebuie să-l iau. Dincolo vine Veron, argentinian. CB, hai mă, ceva Gomez 96, ăsta-i, forță. Și aici? Aici s-a dus tot. Hai, toloi. Portar, nu mă lăsa fără portar iară de Premier League. Vine Jose Sa, aia era și Kjobel. Da, trebuie să vină Hofsesa și încă un portar slab. Da, deci portarul ăla fi probabil că nu vine altul.
Philips de Benzema 97. Hai că măcar aici intre el. Ca și rating. Bă, ce-ți bă cu player pick-urile astea? 95 Rashford. Di Maria. Argentinian. Am putea face o combinație aici plus 1. Hai să vedem. Mamă, ce-și bă, ce draft slab. Bă, ăsta chiar e slab, bă, băiatule. Bă, bă, Mitoma, nu mă ajută. Dar nu, este altul. Modric, opa. E bine cu Luca. Hai să vedem aici. Vini, Asensio, hai că poate al portar ternă. Mai știi, mă. Hai, mă, acum, dăm ceva, mă, să bag în echipa acolo. Eric Cantona. Bine, bine, Eric, aici îl băgăm plus 2. Ratingul e ok, 92, ah, plus că e 93. Mm. Încă un CM, dar trebuie să fie bun, mă. Mateus vine, dar cred că Salah mă ajută mai bine aici. Plus 1 numai, totuși. Un antrenor de prem și suntem bine. Hai, mă, ratingul ăsta n-ar crește un pic. Hai, zdem. Încă un mijlocaș mai slăbus, Berardi. Trebuie să-mi bage doi fundași sau măcar un fundaș central bun, că altfel nebunesc. Alaba, 97. Mamă mia. Acum măcar a crescut ratingul la 93. Și dă-mi un fundaș de Premier League. Deci dacă îmi dai fundaș de Premier League bun, hai, dă-mi, te rog. Nu vine numai Davis, bă. Ok, e ok pentru rating, dar cred că avem opțiuni. Cu Alaba ăla îl putem băga pe Karim. Și Modric. Și în plus 1. Ok. Cu portarul. A, scade. Ok, trebuie să stăm așa. Toma nu mă ajută. Veron, nici el. Pulit nu cred că mă ajută. Da. Așa, și cu ăsta. Plus 1. Ok, ideea e că ar trebui... Da, nu putem face full crack, orice ar fi. Din păcate. 28, 28, 28, 28, 31. Cu el. Ok, nu asta mi-am dorit, dar n-am cum, mă, chiar n-am cum să fac, mă, un pic de... Chemistry, deci ăștia doi mi-ar mai fi trebuit. Mă, un Real Madrid, mă, dacă mai aveam undeva. Eram un full și încă un 126. Scade cu el. Tăiat în 31. Nu scade. Croat. La Modric. Cu Vlașic ăsta, dar na, nu. Aia e din păcate, aia că mergem în draftul 5. Draftul 5, hai mă, cum dă format, ba, nu. Nu e formație din nou, nu e formație 4-3-3 defend. Hai să vedem cu CDM, acolo sper să pice numai. O, începem cu un Salah Gold, care nu e cel mai bun start. Totuși continuă, mamă, Paul Pogba, Fernando, Torres, Falcao, stă și el în full. Hai cu Paul. Iară mă duc, cred că pe toate ligile și nu o să fie, dar să renunț totuși la jucătorii ăștia. CM-ul, Yaya Touré 97. Hai mă, nu mă omor la CDM, mă. Că ăștia pică greu. Ok, la primul m-a omorât De Jong 96. Nu m-a omorât ăsta, nu, te rog. Nu că... Viața mea, că m-a omorât la CDM, mă. Molina. Acolo, nu mă știu, nu mai termin. Sau, hai cu Kin. Și aici, adică pe nici fundaș central, dar fighting acum meu. O să fie greu de făcut. N-am, dar Alex Moreno, hai, trebuie să nu pe Kin, deja prea multe lici și nu mai am ce trebuie. De Pogba chiar să iau pe altul. O să sa. El trebuie să vină, e alesul. Și trebuie un pic de un striker, un alt striker. Bă, deci dacă luam pe Falcao,
Mă duc eu așa pe... Ok, hai totuși că vine AUBA. Să mă duc în 27 full pe prem. Pe la Liga însă... Nu prea bine. Încă unul de la Liga ne crește, dar nu ne crește destul. Să vedem totuși în continuare ce primim. Douglas Luiz. Să vedem plus 2 în locul lui Frankie. Hulit vine Benzema. În caz că vrem să ne schimbăm, îl ținem. Că alt striker Benzema nu este, cred că. Coutinho, 96, mișto și el. Bă, ne trebuie un teren jucător cu rating. Romero, trebuie să vină Romero, plus 1. Îi dă și lui Molina. Ok, și poate acum, hai să vedem. Minus 2, dar... Benzema avem plus 1 și cu... Mai trebuie unul de la Liga, nu? Mai mulți un pic de la Liga. Un right winger de la Liga, un Corona aici. Poate, poate, poate. Vine Dinio, totuși, care e ok pentru rating. Hai să dăm în continuare. Dăm CDM, dăm CDM. Xavi. Oricum nu intre niciunul, putem lua pe Xavi. Hai mă, cu CDM-ul. Nu mă lăsa fără un CDM. Dă-mi un CDM. Odegaard, 9, șom în Cavaș. Fai ce jucător, bă, dar nu-mi intră niciunul în echipă, ce mă enervează. Zanetti. Minus, pierde, minus. Mascherano, mamă, fiți atenți că s-ar putea să mă fi rezolvat Mascherano. Plus 1. Nu m-a rezolvat, mă. Antrenor de la Liga, întrebe. Antrenor de la Liga, azi în portarul, poate vine cineva mai... E de Hea. Care nu mă ajută, e un improvement. Totuși cu Remiro. Na, trebuie de Hea aici. Bă, ce bancă de rezerve avem. Fai de capul meu. 93 rating. Antrenor de la Liga, te rog. Uite, vine 32, 32. Da. Vine Iacoba Arasate, 32 chemistry, 93 rating. Lulu. Mâncavaș. 125, așa de final din parte. N-a fost nici ăsta draftul, dar suntem din ce în ce mai aproape, văd la fiecare draft. Așa că continuăm seria asta până la FIFA 24. Nu mă las până nu fac mă 128-ul ăla, mă, că vreau să-l văd aici. Eu am fost IceBGaming de data viitoare. Like, share, subscribe dacă v-a plăcut. Pa, pa!